Salutare tuturor și pam pam pam! Bine v-am găsit la Plante vs Zombie 2 și mamă, deja începe acțiunea aici, nebun. Abia am început episodul. Ok, da. Deci, din câte vedeți, în sfârșit vi s-a îndeplinit dorința pentru că m-ați înnebunit cu Plante vs Zombie 2 și în sfârșit, uite, a venit timpul să joc, așa că vreau să văd foarte multe like-uri dacă vreți serie cu jocul acesta, foarte multe like-uri. Nici nu știu câte like-uri să vă zic. Bă, eu nu vă zic câte like-uri să strângem, atâta vă zic, vreau să văd foarte, foarte multe și... Vin zombie! Bă, jucăm de la început Plante vs Zombie, nu mai am nicio plantă. Uite, pot să dau pe viteză. Mamă, frate, am dat pe viteză. Pare mai fain cu viteză, nu? Pentru că zombie și așa vin foarte greu. Ok, da, evident, ăsta e primul nivel, o să fie foarte ușor. Ne descurcăm de minune, zic eu. Bă, dar ce-i greu, mă? Uite, mai pun a treia plantă, ești nebun? Am bani de a patra plantă. Am bani de a cincea plantă. Bă, ești nebun, am făcut dita mai armata de plante. No, hai, zombilor, vă provoc să veniți. Ok, și ce vom primi? Floarea soarelui? Da, mă, da, clasic. Floarea soarelui. Și jocul acesta, din câte știu eu, are foarte, foarte multe lumi și este mult mai lung ca și primul Plante vs. Zombie. Deci, toată seria asta depinde numai de voi. Deci, numai de voi depinde. Ok, what? De ce am o plantă acolo? De ce am o plantă în mijloc, gen? Ha? Nu înțeleg. Ok, în fine, avem o plantă acolo. Presupun că o să ne ajute, nu stau să mă plâng. Și acum începem cu următorul nivel în forță. Sunt foarte multe plante noi. Nici eu nu știu ce fac toate plantele. Nici eu nu știu de ce am pus planta aia acolo în față, dar este în regulă. Și bă, îmi place un pic mai mult grafica la jocul ăsta. Adică pare așa mai plăcut la ochi. Celălalt joc era așa mai retro, mai vechi. Adică până la urmă primul Plante vs Zombie a ieșit în anul 2009. Vă dați seama, în 2009. Bă, deja terminăm nivelul. Bă, dar e ușor rău de tot așa, ești nebun? Cam da, pe viteză. Bă, mie îmi place așa pe viteză, că totul se mișcă mai rapid. Dar trebuie să fiu și mai atent, evident. Și ia, hai, mori, ce-mi dă? Nuca noastră preferată și minunată. Ok. Ne ducem mai departe, nu ne oprim, fraților, nu ne oprim. Nu știu cât de lung... Oh, avem o nucă pus acolo. De ce sunt plante puse random? În fine, nu contează. Nu știu cât de lung o să fie acest episod, dar vreau neapărat să-mi ziceți în comentarii cam cât de lungi vreți să fie episoadele de Plante vs. Zombie. Pentru că nu vreau să le fac prea lungi să vă plictisesc, dar același timp nici prea scurte ca să terminăm o lume în 20.000 de episoade. Ați înțeles ideea. Uite, mănâncă! Mamă, dar ce mănâncă zombiul ăla, ești nebun? Ăștia sunt un pic mai puternici, dar tot îi batem. Uite că, ai, batem, mă, ești nebun? Mult prea ușor, mă, mult prea ușor. Îi batem pe toți, suntem cei mai buni aici. Punem o grămadă de plante, floarea soarelui, tot ce ne trebuie. Suntem efectiv prea buni la Plante vs. Zombie. Oh, vin zombie acum, ești nebun? Ia să vedem, eu sunt pregătit de ei. Haideți, mă, ce vreți să-mi faceți? Spuneți-mi, ce vreți să-mi faceți? Ce? N-au ce să-mi facă, sunt slabi rău de tot zombii ăștia. Sunt slabi rău de tort. Cu zacuscă și sarmale. Mă, ce tot zic pe aici, nu știu. Am primit cartofiorul care stă în pământ și face boom. Chiar vreau să-l folosesc să văd cum face boom el în jocul ăsta. Ce se întâmplă acum? O, următorul nivel. A, uite, deja avem cartofiori plantați. Nu înțeleg de ce se plantează de unul singur, dar nu mă plâng. Adică până la urmă e gratis, deci. Ai, 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 ce vine acolo. Cred că o să facă toți boom. Mamă, ce șmecher o să fie asta. Ia să vedem cum fac toți boom. Wow, a explodat. S-a dus în altă dimensiune, ești de bun. Hai încă un boom, hai încă... Aia, zic și încă unul? Haha, prea tare, mă. Îmi place, bă, parcă retrăiesc jocul. Deși acum, recent, am terminat primul joc. Parcă îl retrăiesc și asta e foarte tare. Și, bă, momentan, n-am dat de nicio reclamă. Eu n-am vrut să joc jocul ăsta pentru că e infectat de reclame, dar uite, n-am dat încă de nicio reclamă. Dacă o să dăm de reclame, am înțeles că pot să cumpăr o plantă cu bani adevărați, desigur, pe cum să nu, că trebuie să-mi dau eu banii pe plante în jocul ăsta, în fine, irelevant asta, și dacă cumperi o plantă cu bani adevărați, gen, atunci nu o să-ți mai dea reclame jocul. Dacă cumva o să mă bombardeze cu reclame, o să încerc să cumpăr o plantă și atunci poate nu mai primim reclame. Adică pentru mine se merită decât să fiu bombardat de reclame.
Na bun, ce se întâmplă? Asta e lumea 1. Mă întreb câte zile are o lume sau ce se întâmplă. Wow, 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 ce e aici? Mamă, morminte, dar cine a murit la mine aici în grădină? Ok, avem varza. Interesant. În primul joc, varza, dacă ați urmărit seria, varza o primim foarte târziu, adică la final de joc. Și văd că acum am primit-o la început. Interesant, interesant. Na bun. Hai să punem zombie tot ce se poate. Și văd că aici putem distruge mormintele. Interesant. Chiar mi se pare interesant asta că putem distruge mormintele. Ok. Mamă, dar se întâmplă totul foarte rapid. Mamă, deja vine sfârșitul nivelului, ești de bun. Ba, 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 stai un pic, stai un pic. Stai un pic, stai un pic. Sper să nu iasă zombie din morminte, că atunci chiar că e nasol. Dar văd că n-au ieșit, ceea ce e bine atunci. În caz de ei se pun acolo una de aia, așa. Bă, a fost ușor nivelul. Adică nu pot să zic că a fost greu, chiar a fost greu. Așa, măi. Oh, ăla nu moare acolo. Na, stai un pic, stai că avem probleme acolo. A, că varza dă peste mormânt. Voi vedeți? Oh. No, asta e interesant. N-am observat. Mă, ce am primit? Băutură picantă? Oh! Salut! Mamă, ți s-a schimbat vocea. Ho? Ha, ba, 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 ia. Eu mă înțeleg cu el, da? Nu vă uitați ciudat la mine, eu înțeleg ce zice. Bibia, ba, ba, ba. Wow, wow, wow. Mamă, ce se întâmplă? Mă, ce se întâmplă aici? De ce vorbește o mașină? Băi, de, 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 de. Ha? What? Ce se întâmplă că nu mai înțeleg nimica? Unde ne ducem? Ne ducem în timp și spațiu? Ha? Stai un pic. What? Am venit în Egipt? Ha? Welcome to Egypt. Am venit vreo 4 milioane de ani în spate? Oh, nu, zombie. Stai, am o frunzuliță aici. Oh! Cea mai tare chestie, ești de bun? E cea mai tare chestie. Ok, 3, 2, 1 și începe. Ce căutăm în Egipt? Nu, ce se întâmplă? De ce? De ce suntem în Egipt? De ce? Ce s-a întâmplat? Stați un pic, am nevoie de prea multe răspunsuri. Oh, nu. Nu știu. Oh, l-am făcut de piatră, ești nebun? Ok, deci aparent aici plantele au super puteri, ceea ce mi se pare foarte tare. Astfel, ce super putere are, fratele? Ah, na, asta, da. Super, super puterea. Na bun, vreau să-mi scrieți în comentarii chiar acum de ce ne-am întors în trecut. Atâția mii de ani. Sau milioane, nici nu știu. Ia, dă-i. Mamă, l-am spart, ești nebun? N-am avut nicio șansă. Ok, o să încercăm puterea pe fiecare plantă. Uite, ia. Wow! Ok, super tare. Ia să vedem ce ne face floarea soarelui. Ok, floarea soarelui ne dă mai mult soare. Clasic, adică mă așteptam într-un fel la asta, dar totuși l-am încercat. Finalul nivelului, ia. Dăm cu castravetele, adică cu varza. Așa. A murit toată lumea, atât. Wow! A primit un borcan de super puteri? Ha? Ok. Na bun, stați că abia am început jocul ăsta și deja s-a întâmplat o groază de chestii gen. O groază. Mă, ce? Ok, avem super puteri. Hai să vedem ce fac super puterile. Ar trebui să fie distractiv, sper. Na bun. Cum folosesc super puterile? Uite, așa. Ha, le arunc cu gheață. Mă, ce? Ia, ce face ăsta? Ia, i-am zburat de pe hartă, ești de bun? I-am zburat. Ok, și ăsta de electricitate? Mamă, i-am electrocutat. Bă, ce fain ești cu superputeri. E fain, dar în același timp mi se pare un pic cam prea puternic superputerile astea. Păi, ești de bun? Bzzz. Așa. Ok, ia că-mi place ăsta cu curentul ce mai mult. Bzzz. Și uite, cu ăsta e fain, că pot să-i arunc. Mamă, frate, ești de bun? Hai să-i dăm cu gheață și să-i electrocutăm un picuț. Am zis să-i electrocutăm. A, n-am mai putut să-i electrocutez. Și am primit o hartă. Mă, ce se întâmplă în jocul ăsta? Pupi, tu mai înțelegi ceva? Nici Pupi nu mai înțelege nimica. Efectiv. Rahatul meu de companie. Așa. Hai că stă un pic cam dubios Pupi acolo. Gata, Pupi. Au, au! Oh, ne vrea să fugă. Să fug. Ați înțeles, vrea să fugă de mine.
Ok, asta e harta, gen? Stai un picuț. Stai un picuț, asta e harta? Astea sunt toate nivelele? Din lumea asta? Mamă, și vedem ce plante primim, ești nebun? Să o continuăm cu distracția, să o continuăm tare, 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 tare. Încă n-am văzut nicio reclamă, pentru care eu mă bucur. Sper să nici să nu văd reclame prea rapid. Oh, m-a obligat să cumpăr, ești de bun? Ok, și acum ce, pot să folosesc? What, ce? Zombie mumii? Nu, asta e așa. Ah, exact de ceea ce aveam eu nevoie. Morminte, fratele meu. Chiar de morminte aveam eu nevoie, ești nebun? Fui, ui, ui, ui. Dați-mi în floarea soarelui. Așa. Pac, țac, țac, pac. Zombii ăștia sunt nebuni la cap, ești nebun? Deci literalmente sunt cei mai nebuni zombii. Hai să dau pe viteză și să încercăm să trecem nivelul cât mai rapid, evident, nu? Ua, ăla îmi fură soarele, ați văzut? Îmi fură soarele, omul. Bă, 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 bă. Mă, ce se întâmplă în jocul ăsta, că nu mai înțeleg nimica. Se întâmplă prea multe chiar. Wow, 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 wow. Așa. Bun, 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 bun. Hai să ne calmăm puțin. Hai să ne calmăm puțin. Și am o super putere, să o folosesc. Stai, o folosesc pe un trăgaș de ăsta, ia. Așa, dă-i. Mamă, i-am distrus pe toți, literalmente, atât, i-am distrus pe toți. Na, bine. Vine finalul nivelului, gen? Acum vine finalul nivelului, bun. Bă, se întâmplă prea multe în Plants vs. Zombie 2, asta trebuie să vă zic. Se întâmplă mult prea multe în Plants vs. Zombie 2. Dă-i. Așa. Acum, mai dă-i o dată, de ce nu? Așa. Și mai pot să-i dai o dată, nu mai pot. O, puterile costă bani, am înțeles. Bun, deci dacă puterile costă bani, nu mai sunt așa de puternice. Logic, nu? Pentru că costă bani. Încerc să pun aici cât mai multe plante, cu toate că am stricat simetria nivelului. Dar vreau să terminăm cât mai rapid, ca să facem cât mai multe nivele în acest episod. Și, stai, oare ce voi primi la finalul acestui nivel? Ia că-s curios. Oh, a, plantă nouă. Boomerang. Mă, ești nebun? Zice asta că zombii sunt diferiți. Da, sunt zombii mumii, pentru că suntem în Egipt. Ok, 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 ok. Boomerang. Avem un boomerang. Taci acolo, nu mai vorbi, lasă-mă să mă joc. Mamă, câte morminte sunt, ești nebun? Hai că încercăm boomerangul. Oh, ai nivel de ăsta, na bun. Unde pun boomerang? Uite, l-am pus acolo. L-am pus și aici. Oh, dă peste tot. Bă, boomerangul e șmecher, ești nebun? Că dă peste tot, e șmecherul așa. Hai să dau pe viteză. Mamă, dar totul merge mai rapid acum. Ceea ce e de bine, eu chiar mă bucur că merge mai rapid. Bă, câte nuci îmi dai, mă? Ai de capul meu câte nuci, ești nebun? Așa. Bă, e bun bumerangul, că trage peste tot. Chiar e bun rău de tot în privința asta. Așa. Sunt chiar curios care e puterea bumerangului. O să folosim puțin mai târziu. Ho! Mă, ce se întâmplă? Mă, ce se întâmplă? Stai un pic. Cred că ar trebui să folosesc puterea bumerangului sau încă nu? Cred că aici sus, cred că aici sus. Aici sus. Dă-i! Uaaa, bumeranguzit peste tot, ești de bun? A, bumeranguzit, bă, ce cuvinte folosesc. Chiar nu mai știu ce zic pe aici. Țac. Pac, uite, punem nucă peste tot. Peste tot am zis. Na, frate, mai intrați voi în baza mea. Mai intrați voi în baza mea. Na, acum unde vin mulți zombi? Să vedeți ce folosesc eu puterea. Dă-i! 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 Mamă, ce-am făcut aici, e incredibil așa ceva. Bă, dar parcă are lag jocul, sau ce se simte așa dubios? Doar mie mi se pare, parcă are lag. Se mișcă mai greu, sau? Poate cum a pus multe plante? Sfârșitul lumii a plantelor, ești de bun? Na, câte plante a pus, na! Mă, ce e ăsta? De ce am primit capul unui zombi faraon? Ha? Am primit bani? Ok. Nu știu ce e ăsta. Mă, ce asta? Clash Royale, trebuie să dau upgrade. Ok, 10 de astea. Ok, 5 cherry bomburi. Și continuăm. Mă, ce se întâmplă aici? Stai un pic, că nu mai înțeleg nimica. Eu sunt chiar mirat că încă n-am dat de nicio reclamă. Deci faptul că n-am dat de nicio reclamă mi se pare wow. Bă, 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 taci acolo. Ce am găsit aici? Ia să văd. Ha? Astea sunt toate plantele? Am lag, mergând jos în ele, ești nebun? Atâtea plante îs. Efectiv am lag. What? Aici sunt 1.000.001 de plante. Și pot da upgrade? Mă, ce? Stai un picuț. De ce este așa de mare lagul? What?
Voi vedeți ce lag este? Mă, ce se întâmplă aici? E lag infern. Ok, în fine, i-am dat upgrade, ați înțeles. Se mișcă foarte greu, dar ați înțeles că am dat upgrade la planta asta, am făcut-o mai bună. Ok, acum aș-o revenit. În sfârșit, totul este în regulă. Ia să vedem. Hai, încarcă-te. Așa, următorul nivel. Eu vreau doar să mă joc plante vs. zombie, atâta tot. Vreau să mă joc numai plante vs. zombie 2, care zic că este mai fain ca și primul joc. Momentan nu știu dacă e mai fain. Adică da, este mai avansat, dar nu știu dacă neapărat intră în categoria mai fain. Hai să jucăm. Zombie vin chiar acum. Bă, o să încerc să pun numai catapulte de asta, nu mai pun trăgaciul ăla. Pentru că, nu știu, catapulta mi se pare mai bună. Sau chiar bumerangul, dacă mă întrebați pe mine. Bumerangul. Deci bumerangul e foarte bun. Dă-i în cap la zombalău. Dă-i în cap. Ăla îl facem să explodeze. Așa, că ne fură planta, ești nebun? Adică soarele ne-l fură. Du-te calcă în bomba aia, du-te calcă în bomba aia, că e bună. Du-te gustă bomba. E bună bomba, e gustoasă. Ta! A făcut mare boom. Sunt curios dacă voi vă jucați plante vs. zombie. Puteți să-mi scrieți în comentarii unde ați ajuns. Sau să-mi dați sfaturi dacă ați jucat. Oh, wow, wow, stați că vine ăsta aici jos. Și e mânios. Îi dăm unul de la să mănânce așa. Pentru că nu prea murea. Ăla... Ce facem, mă, la explorator? Vine cu focul, ești de bun? Ai, 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 ai. Deja vine finalul nivelului. Ceea ce e de bine. Dăm unul de ăsta. Și uite, aici punem un bumerang și dăm puterea. Fiți atenți cum moare toată lumea. Bă, ești de bun? Ce tare a fost. Ok, aici avem nevoie de întăriri, se pare că. Pac. Mă, ce ula foc ceva. Mă, ce ula foc. Bă, ăsta ne dă foc. Pune-i prete, pune-i prete. Nu, 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 nu. Ești de bun? Mi-a dat foc. Stai că îl omoară, ăla. Bă, frate, ești de bun? Ne dădea foc. What? Ăla e foarte puternic. Ăla e foarte puternic pentru că ne dă foc și asta nu. Nu, 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 e foarte puternic, ești nebun? Mă, ce limbă vorbe? Nu mai înțeleg nimica. Ne continuăm joaca, fraților, pentru că ăla ne vorbește limba. Efectiv, omul a zis. Atât. Oh, de ce e un cap de moarte? Oh, BGGG, taci acolo. De ce e un cap de moarte? Ce e ăsta? Mă, mi-o dat diamante. Trebuie să cumpăr ăsta? Ce înseamnă asta? Am primit un piniata. Bănuț, ok, am primit bănuț. Nu știu ce e ăla, ok. Da, ok. Ok, de ce primesc plante pe care eu nu le-am, gen? De ce îmi dă așa ceva? Ok. Să moară Gigi dacă știu ce am primit. Și încă o dată mă repet, nu știu cine e Gigi, este doar o vorbă de-a mea. Să nu vă supărați dacă vă cheamă Gigi, da? Vă iubesc eu pe voi toți. Dar Gigi e al meu imaginar să moară, da? Ce te vorbesc aici? Na bun, hai să vedem ce înseamnă capul ăsta de moarte. Chiar sunt foarte curios. Wow, 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 wow. A venit Dr. Zombos. Doctorul Zombos ce face? Survive masiv atac. Oh, o să fie un atac masiv. Oh, ăla chiar că e masiv. Mă, cât a monstru fost ăla, l-ați văzut? Na, ce e ăsta? Cred că ăsta e ceva de... Da, cred că o să înghețe dacă bine presupun eu. Așa, bă, începem să punem tot felul de caractere pe aici, plante. Dăm pe viteză nivelul, pentru că ne place să jucăm pe viteză, ne place să fim eficienți și rapizi în viața de zi cu zi. Așa, țac, pac, țac, pac, țac, pac. O să păstrez alea pe puțin mai târziu. Mamă, l-a înghețat, ești de bun? Dar stai un picuț, că aici l-a înghețat, dar ce l-o moară? Cred că o să avem niște probleme pe aici. Nu știu dacă pun eu ăla acolo. Așa. Ăla de jos îngheață. O să-l mai înghețăm o dată, pentru că de ce nu? Așa este frumos, să-l înghețăm de două ori. Oh, sandstorm! Ce sandstorm, mă? Mă, ce fiu, 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 a venit. Ai, 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 ai. Problematică situație. Dacă mă întrebați pe mine. Destul de problematică situația. Ok. Poate o să dau puterea aici să-i omoare pe aia sau nu? Care-i puterea la ăsta micu? Hai să vedem puterea la ăsta micu, vreți? Hai să vedem. A, îngheață pe toată lumea, ok. Am înțeles, am crezut că o să apară mai mult sau ceva de genul. Dar văd că o îngheța pe toată lumea. Acceptabil, să-i zicem așa. Zâmbiți, este important să zâmbiți în viața de zi cu zi. Bă, 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 story time, am făcut story time episodul ăsta. N-am făcut story time. Nu, ce să vă povestesc, că nu mi-am pregătit nicio poveste, ești nebun? Îmi storc creierul de povești. Ha.
Bă, vă povestesc o dată ceva ce am făcut la școală. Adică n-am făcut eu, a făcut un coleg. Dar voi să nu faceți așa ceva, da? Eram clasa 7-a sau 8-a și fiți atenți, ne băteam cu corș și lapte, da? Cred că ați făcut și asta măcar dată în clasă sau nu? N-ați făcut. Ei bine, dacă n-ați făcut, să nu faceți, că nu trebuie. Dar dacă ați făcut, e ok, nu zicem la nimeni. Ne băteam cu corn și lapte. Pentru că atâta ne-a dus capul. No, păi vârsta aceea. Și... stați un pic, atâtea chestii se întâmplă aici că nu mai pot să fiu atent la povestea mea. Ne băteam cu corn și lapte și nu aruncam acolo cornul aici, laptele acolo. Puneam băncile așa ca și scut, fratele meu, și eram gata de bătaie. Deci era război mondial la noi în clasă, ești nebun? Cred că proful de istorie era cel mai fericit, că abordam război mondial acolo. Ha, noi ne băteam acolo cu corn și lapte, dar este regulă. Bă, și era geamul larg deschis, da? Larg deschis, pentru că era undeva în mai, deci era cald. Mamă, a venit ăsta mare, ești nebun? Stai un pic. Stați că avem probleme, a venit ăsta mare. Dacă îl batem noi, suntem cei mai buni, nu? Îl batem de se căcăcește pe el. Ok. Și cineva, un coleg, a aruncat laptele poate un pic într-o direcție greșită și un pic prea departe. Și a zburat laptele pe geam. Și care este problema? Noi am avut clasa exact sub ieșirea pe unde intră profesorii în școală. Da? Mamă, ne intră ăsta în bază. Stai că nu-i bine. Stai că nu-i bine. Și ce s-a întâmplat? Ei bine, o profesoară de română, care nu era profa noastră de română, probabil ăsta e norocul nostru, fix ieșea din școală. Și laptele acela a zburat la profesoară în cap. Și profa fix o ieșit din școală și fiți atenți, i-a picat laptele în cap și s-o spart. Deci profa a fost toată udă cu lapte, efectiv. Ah! Și noi... acolo am văzut din geam și rapid ne-am ascuns așa, ne-am băgat sub geam, genunchi, așa ne-am băgat sub geam. Și eram ceva de genul, bă, sperăm că n-a văzut nimeni, nu știe cine a fost, nu știe cine a fost, nu o să picăm noi de vină. Ok, zis fain și frumos, am stat cu minți după aceea, vreo 5 minute până când a intrat doamna dirigintă în clasă. Și am văzut pe fața doamnei diriginte că e foarte supărată. Și diriginta literalmente a intrat în casă și atât am întrebat. Cine arunca cu lapte? De pe geam? Sau pe geam? Liniște, liniște, cri, 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 cri. Zice doamna diriginte că dacă nu zicem, se va uita pe camere. Într-un final, elevul respectiv, colegul meu, și-a recunoscut fapta și a fost dus la direcțiune și probabil o sunat părinții și da. Dar... oricum este amuzantă întâmplarea că a zburat laptele pe geam și o pica la profă. Bine, amuzantă pentru noi, profa sigur nu s-a distrat. Tot norocul este că profa n-a fost profa noastră de român, a fost profesoară pentru o altă clasă. Deci aici am scăpat cu bine. Da, asta ar fi un story time pe care vi l-am zis episodul acesta. Șmecherie pe felie, dar să nu faceți așa ceva că poate să se întâmple ceva nasol. Și ce ziceți? Mai bag un singur... ha? Mă, ce se întâmplă aici? Mai bag un singur nivel sau mai băgăm două, mai vedem. Stai, ce e asta? Play more Egyptian levels to unlock more plants. Asta e ceva quest-ul, cred eu. Sau? Nu merge, s-a pus nimic. Mă, ce s-a întâmplat? What? A, mă obligă să joc, cred. Am înțeles. Mă obligă să joc ca să învăț jocul. Cred că despre asta este vorba aici. Plante, 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 plante. O să pun toate mai puțin ăla. Hai să ne continuăm aventura. Mai joc un nivel sau două, vedem cât și... după aceea o să încheiem episodul, însă rămâne la alegerea voastră dacă mai aveți episoade cu plante versus zombie. Adică dacă lăsați like la acest videoclip, categoric o să mai fac. Trebuie să strângem multe like-uri ca să văd că vă place. Că dacă nu vă place, eu de unde să... de ce să mai postez? Eu postez ce vă place, adică încerc cel puțin. Este când vă postez doar ce vă place, este când încerc să vă arăt joculețe noi. Și asta mi se pare foarte tare, adică încerc să fac canalul ăsta să fie super fain pentru voi. Iar și eu mă distrez jucându-mi anumite jocuri, chiar e ironic și amuzant de multe ori. Ceea ce e foarte de tare, mă distrez și eu, vă distrați și voi. Cred că facem cea mai bună combinație așa, ești nebun? Na bun, a început aici nebunie deja. Vine o grămadă de zombie, vine Vali Vigelie cu ăla de... de nisip. Țac, pac, țac, pac, mamă, dar atâtea chestii se întâmplă că nu mai știu unde să fiu atent, literalmente. Trebuie să pun bumerang aici jos. Mă, dar nu mai am soare. Dați-mi soare, așa, mulțumesc de soare. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc.
Zombalăi vin. Vin zombalăi. Văd că un soare aici ne dă 50 de bani. În vechiul joc un soare ne dădea 25. Ceea ce înseamnă că acum soarele este mai puternic și jocul este mai ușor. Am dat jocul puțin mai încet pentru că începea să-mi bubuie în cască aici și nu mai auzeam vorbele mele. Așa. Hai să dăm puterile acum. 1, 2, 3 și 4. Bă, și n-a murit, ești de bun? Bă, și tot n-a murit. Mă, ce se întâmplă, mă? Cum n-a murit încă? Cred că nu i-am așteptat să vină și n-au fost pe hartă. Da, mă, dacă i-am omorât noi. Aia zic, fraților, bateți palma. Așa. Oh, încă un cap de zombie. Bă, prim capul la zombie la greu, ești nebun? Capul la zombie este mare și gata să fie spart și să ne dee bănuți. Mă, permiteți-mi să beau un pic pentru că mi sete. Nu înțeleg ce fac cu plantele astea pe care eu nu le am. Adică de ce primesc cărți pe plante pe care eu nu le am? Care este sensul? Ok, am primit o grămadă de cărți cu care nu o să fac nimica. Nu știu ce-mi vorbește ăla. Mai primesc un cap de zombie. Capul la zombie este gata să fie spart, ești nebun? Floarea soarelui, da, 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 la aia vreau să dau upgrade. Pentru că ne dă poate mai mult soare sau ceva de genul. Nu știu ce asta. Cred că dacă intru zilnic primesc chestii. Mamă, cum ar fi episoade zilnice de plante versus zombie? Eu cred că aș nebuni. Pă, câte iteme, trebuie să intru zilnic după ele. Nu cred că se va întâmpla asta. Să vedem, poate, cine știe. Na bun, cum dau upgrade la plante aici, nu? Da, ok, nu la ăsta. Mamă, dar de ce este lag aici, aici de bun? Ha. Ok, am primit upgrade, presupun. Super tare, hai să dăm upgrade și la... Dăm upgrade la tot? Bă, dăm upgrade la ce folosim? Ce pot să zic? Dăm upgrade doar la ce folosim. Ce nu folosim, nu upgradeăm. Upgrade și aici, așa. Și acum, haideți să mai jucăm un nivel. Așa, ultimul nivel pentru episodul de astăzi. Mă, ce? Oh, astea sunt toate lumile? Ok, 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 ok. Chiar sunt foarte curios de lumile astea și să vedem cum merge aventura noastră. Mamă, nu din nou ăla cu ăla de foc. Na bun, hai că mi-am dat upgrade la plante. Acum o să fim mai buni. Mai buni. A, uite, deja avem ceva plante puse. Ba, stai de bine. Eu mă bucur pentru ele, să știți. Țac, pac, țac, pac. Ia. Haideți. Ia, ia, vine zombiul. Oh, nu. Ăla o să... Mă, da, da, mi-a dat foc, evident. Oh, dacă îl îngheți... Oh, deci dacă îl îngheți, îi se duce focul. Bă, asta e de bine. Atunci știm să folosim gheața contra el. Hai că e bine, hai că e bine, hai că e bine, hai că e bine. Se putea să fie mai bine. Categoric. Dar în același timp se putea să fie și mai rău. Gândiți-vă la asta mereu în viață. Ce face ăla, mă? Mă, ce face ăla? Bă, ești nebun? Ați văzut? Mi-au făcut morminte. Bă, face morminte. Doamne, ce enervant e ăla. Oh, nu vine ăsta aici jos. Ăla trebuie înghețat. Trebuie înghețat, trebuie înghețat, trebuie înghețat, trebuie înghețat. Îngheață, bă. Așa. Bă, 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 mai încet, mai încet, mai încet. Foarte mulți zombie. Mai încet. Nu din nou de ăsta. Ce-mi face aici mie? Morminte, ești nebun? Oh, era să folosesc o putere din greșeală. Doamne feri. Că ne costă bani, ești nebun? Nu vreau să dau puterile aiurea. Iară vine ăsta, mă. Bă, mai pleacă, mă, de aici. Așa. Tu, 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 tu. Ha? Da, că e finalul nivelului. Eu zic că ne-am descurcat. Dă-i cu toate puterile, ești nebun? Dă-i acolo să rupă tot, ești nebun? Oh, sac de bănuți. Ho. Super tare. Am primit bani, fraților. Și ceva beat, tu, adventure, nu știu ce, quest complet. Asta înseamnă că-s cel mai bun, că le-a primit pe toate, nu? Nu? Ok, fraților, trebuie să vă spun că sunt plăcut, uimit, că n-am primit nicio reclamă. Wow! Gata cu acest episod, nu uitați să lași un like dacă vrei să susții seria și cu astea fiind zise, ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!